Credincioșii parohiei Hârja din județul Bacău au primit în dar un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Acesta a fost așezat spre închinare seara trecută în paraclisul Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, atunci când preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat slujba privegherii. Noi trecem dincolo de icoană. Dacă vă uitați la racla care adăpostește veșmântul Sfintei Parascheva este brodat chipul Sfintei. Noi trecem dincolo de icoană și ne rugăm la Cel care s-a proslăvit întru Sfinții Săi, la Dumnezeu Creatorul, ne închinăm Sfintei Trăimi, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și mărturisim trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Sărbătoarea a continuat astăzi cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Andrei, în prezența în al Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La slujbă au participat clerici de pe Valea Uituzului, dar și beneficiarea ai așezământului social-filantropic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja. Ierarhul locului a vorbit despre binecuvântarea primită de credincioși prin prezența veșmântului, care a acoperit pentru o perioadă moaștele ocrotitoarei Moldovei. Aici la Hârja, în mijlocul Carpaților, este o oază de spiritualitate, de odihnă și de odihnă creatoare. Și asta este un lucru foarte bun. Și de aceea credem că acest veșmânt ar fi de cuvioase Parascheba, care l-am văzut special pentru astăzi, L-am depus aici spre închinare și cred că El va acoperi pe toți cei care lucrează și care sunt îngrijiți aici. Mânghiera lui Dumnezeu este cea care ne ridică. Purtarea de grijă a Maicii Domnului este cea care ne ocrotește și ne dă de mare. Cu viața Maica Parascheva alină și ne dă sentimentul statorniciei, din veacul acesta și în veacul ce va să fie. Centrul medico-social de la Hârja este un reper pentru activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, aici funcționând 12 unități de îngrijire psihosociomedicală. Instituția noastră a început în 2006 la parohie și s-a dezvoltat în acești ani atât de frumos pentru că în alt Părinte Arhiepiscop a hotărât de fiecare dată să poartă de grijă aceste instituții și puțin știu că în alt s-a așa donat salariul toți acești ani și e un lucru care este un dar pe care îl oferă, nu a așteptat nimic în schimb, ci a oferit din din ceea ce are, că sunt foarte multe șantiere, foarte multe instituții și puțin știu că este un spital în construcție, sunt la centru eparhial atâta clădiri care se fac, se noiesc și alte activități social-caritabile care necesită finanțări semnificative. După Sfânta Liturghie, cei doi erarhi au pus piatra de temelie pentru un nou corp al Centrului Medico-Social Rezidențial pentru persoane vârstnice, care îl va avea o ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. În al preasfințitul părinte Ioachim i-a vizitat apoi pe vârstnicii de la așezământ. Ierarhul a mers și la paturile celor imobilizați, citindu-le rugăciuni și binecuvântându-i.